Deputatul PSD, hunedoreanul Ilie Toma, s-a alăturat miilor de români care au participat la sărbările naționale de la Țebea, declarând că fiecare dintre noi oamenii ar trebui să se implice pentru a duce mai departe spiritul lui Avram Iancu. Dumnezeu să ne protejeze aici unde ne aflăm, în Panteonul Moților. Bine v-am regăsit, vă mulțumesc din nou pentru invitație. E normal ca un ales al neamului lui și care reprezintă, să zicem așa, încrederea unui grup de oameni și speranțele lor, să se afle în mijlocul lor și la evenimente deosebite. Ați văzut că foarte multă lume a fost prezentă. M-au impresionat și felicit și erau foarte mulți tineri. Și asta spune că spiritul românesc este dus mai departe. Chiar dacă știți dumneavoastră, uneori eu sunt mai slobo la gură și spun că România este iubită doar de români, așa este, chiar dacă alții nu ne doresc binele, dar în primul rând trebuie să ne-l dorim nouă. Noi trebuie să muncim în grădina noastră, noi trebuie să facem tot ceea ce ține de noi ca să ducem mai departe spiritul ăsta românesc pentru care mulți dintre noi simt, dar poate că eu se simt uneori marginalizați și pe bună dreptate, alte ori poate că nu sunt dispuși ca să ajungă cu un anumit efort în creierul munților și să sărbătorească pe Maria Savramea, încunse cu toții care suntem români, putem pune mâna să ducem mai departe tradițiile, cultura și spiritul românesc.